Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi și proiectele pe care administrația locală din Vața de Jos le are pentru a dezvolta comunitatea. Sunt multe proiectele, sunt multe probabil și cele care vor urma să fie implementate, pentru că într-o comunitate mereu este câte ceva de făcut, câte ceva de îmbunătățit. Important este ca cei din administrație să conștientizeze necesitățile, nevoile pe care acea comunitate, pe care oamenii până la urmă le au și să demareze astfel de proiecte. Au fost trenuri importante în ceea ce privește proiectele pe fonduri europene, unii dintre primari au reușit să le prindă, alții însă nu. Noi vă aducem în atenție și lucrurile bune care s-au realizat, dar și problemele pe care le au unii dintre primari în ceea ce privește aceste proiecte. Vedem care este situația astăzi în comuna Vața de Jos, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Liviu Ioan Lință, primarul comunei Vața de Jos. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am găsit, bună ziua! Un mandat cu bune și cu rele? Putem să-l definim așa sau puteți să-l definiți așa cum a fost? Nu pot să zic cu rele, mai mult cu bune, să zic așa. Nu pot să mă plâng că am avut un mandat greu, dar nu cu multe rele. Adică, deci a fost un mandat greu, care au fost poate, nu știu, piedicile sau problemele pe care le-ați întâmpinat pe parcursul acestor ani? Pentru că am implementat foarte multe proiecte și am avut foarte mult de lucru. Atât v-ați dat singur de lucru, cum s-ar spune, nu? Da, atât eu cât și angajații primăriei, care au trebuit să lucreze non-stop la aceste proiecte, pentru că aceste proiecte, ca să le poți nu doar câștiga așa că am depus un proiect, trebuie să le și implementez și ceea ce înseamnă că este mult de lucru pentru aceste proiecte europene. Nu este așa de simplu cum este un proiect care îl faci din banii pe care îi gestionăm de la primărie. Iar din banii pe care îi aveți la primărie, cred că ar fi fost imposibil să realizați proiectele pe care unele dintre ele le-ați finalizat, altele se află în implementare în prezent. Nu puteam să realizăm din banii primăriei investițiile, pentru că pentru noi este un efort mare și ce trebuie să punem bani de cofinanțare, doar pentru că proiectul cu gazul a trebuit să punem 2,85% din valoarea proiectului. Un procent care nu sună atât de mare, dar da. Transformat în cifre, transformat în lei, vorbim cred că de câteva milioane. Câteva milioane bune, adică la un moment dat a trebuit să facem un credit de trezorerie ca să putem să continuăm acest proiect, pentru că din bugetul local nu ne permitem să dăm atâția bani deodată în ceea ce privește proiectele acestea mari. Sunteți una dintre primăriile câștigătoare din acest punct de vedere, pentru că lupta pentru proiectul de introducere a rețelelor de gaz a fost una destul de acerbă. Au fost primării care unele s-au asociat, doar vor câștiga acest proiect. Nu toate au fost însă câștigătoare, pentru că a fost o competiție la nivel național până la urmă în ceea ce privește acest proiect. La dumneavoastră a fost cu noroc, să spunem. Da, și noi a trebuit să ne asociem cu Comuna Baia de Criș, care este și liderul acestui proiect, cu Comuna Ribița, și împreună am reușit să câștigăm acest proiect, să zic, și pe un loc chiar fruntaș, adică ne putem gândi cu acest lucru că am fost 11-a asociație de comune care a câștigat proiectul din România. Din România, da. Au început, spuneți. Ceea ce înseamnă că consultanții și cei pe care i-am plătit până la urmă și-au făcut treaba. Au început lucrările în cadrul acestui proiect? Da, au început lucrările în cadrul acestui proiect. Suntem la 50% implementat acest proiect. În continuare lucrăm la
la rețelele de gaz. Problema noastră cea mai mare este pentru că acest proiect care a fost pe POIM se va oarecum se va muta pe o altă axă, pe AFM, și va fi, este, sunt în tem un pic în impas cu, adică nu știm cum vom deconta sumele până la urmă, dar este ceva, se transferă. Era pe un proiect european, nu s-au terminat toate lucrările pentru că era un timp foarte scurt, POIM-ul ne-a încurcat foarte mult, au ținut foarte mult proiectele și nu le-au dat drumul. Când le-au dat drumul, le-au dat în jumate de an, nu poți să bagi 90 de kilometri de conductă de gaz, adică e imposibil să poți să faci lucrul acesta. Dar eu cred că în cel mai scurt timp se va lucra și se va finaliza acest proiect. Deci acest transfer, să spunem, de pe POIM pe AFM, da, nu înseamnă neapărat un beneficiu, să spunem, noi, pentru lucrările efective. Poate însemna întârzieri, poate, sau... Păi, vă dați seama, pentru că nu poate să lucreze dacă nu poate să-și deconteze sumele. Adică oamenii lucrează, dar toate firmele mari care lucrează au subcontractori, trebuie să-și plătească pe în mod normal, dacă s-a făcut acest transfer, cei care au considerat că este necesar să fie făcut, ar fi trebuit să vină și cu soluții cât mai rapide pentru a nu pune în situații neplăcute constructorii, nu? Da, așteptăm să dea o hotărâre de guvern, deci în privința aceasta. Încă nu există, dar din informațiile mele, în cel mai scurt timp se va da o hotărâre de guvern și se va reglementa această problemă. Este o problemă generală, cred că toate primăriile care au obținut acest proiect și pe care l-au acum în implementare se confruntă cu aceeași problemă, nu? Nu este fața de jos caz singular din acest punct de vedere. Nu suntem doar singurii care avem această problemă, sunt toate comunele, adică n-au avut cum să implementeze tot proiectul până la sfârșitul anului 2023, s-a raportat pe anul 2024. Iar acum este obligatoriu să fie finalizat până când acest proiect? Până la sfârșitul anului. Deci până la sfârșitul anului 2024, obligatoriu trebuie să fie finalizat. Din punctul nostru de vedere este și fiabil, adică se și poate realiza acest proiect, pentru că vă dați seama că în câteva luni am realizat jumătate din conducta de gaz. Ceea ce înseamnă că cealaltă jumătate se poate realiza în jumate de an, adică nu este... Și vorba aceea, ați lucrat într-o perioadă în care a fost vremea destul de capricioasă, să spunem, și iarnă, ploi, zăpadă mai puțin, că nu mai prea avem atât de multă, dar acum în perioada verii cu siguranță lucrările ar trebui să meargă mult mai repede. Vorbim de introducerea rețelei de gaz în toată comuna, toate casele vor avea această utilitate sau? Da, toată comuna va avea gaz la poartă, toate satele, 13 sate, chiar și cele îndepărtate, satele de munte, unde oamenii nu le-a venit să creadă că vor avea gaz la poartă. Poate că unii dintre ei sunt sceptici în ceea ce privește gazul. În partea aceea nu au început încă lucrările, sunt sceptici, deci oamenii sunt, sau? Nu, sunt băgate conductele de gaz. Sunt... Și tot nu le vine să creadă, nu? Bine, oamenii nu le vine să creadă, dar oricum ei și eu cred că ceea ce facem noi acum va fi benefic pentru oarecum generațiile care vin din urmă, pentru că cei în vârstă nu sunt obișnuiți cu gazul, dar cei tineri sunt obișnuiți să aibă toate utilitățile la poartă și noi ne dorim acest lucru, ca pe orice cătun îndepărtat să poată să vină oricine să-și cumpere un teren, să-și facă o casă, și atunci când are gaz la poartă și apă, cel puțin cam are tot, adică nu-și pot imagina, au aceleași servicii ca și într-un oraș.
Iar la modul în care s-a dezvoltat în ultima perioadă Comuna Vața de Jos, pentru că aveți și această stațiune care a renăscut în zonă și pentru hunedoreni și pentru români până la urmă, pentru că știu că vin români din toate colțurile țării aici, este și păcat să nu veniți dumneavoastră, ca reprezentant al administrației locale, să nu le oferiți mai mult cetățenilor și acelor care își doresc să se mute aici în comună. Deja au apărut, sau în ultima perioadă au apărut oameni care și-au cumpărat poate terenuri, case aici în zonă? Da, foarte mulți cetățeni vin și întreabă dacă unde găsesc terenuri, vor să-și cumpere un teren, să-și facă o casă de vacanță, cel puțin, sau chiar să se mute în comuna noastră. Pentru noi este un lucru foarte bun, pentru că vă dați seama, toate comunele se cam depopulează și la noi este revers, adică la noi populația oarecum începe să crească și asta este un lucru îmbucurător pentru noi ca și administrație publică locală. Și probabil că unii dintre ei își doresc să-și deschidă și mici afaceri aici, cum spuneați, poate pensiuni sau alte lucruri de cazare, pentru că totul cumva se va învârti așa în jurul acestei stațiuni și posibilitățile pe care le au locuitorii sau cei care se vor muta aici de a-și dezvolta propriile lor afaceri. Da, într-o perioadă scurtă s-au deschis două puncte gastronomice locale, ceea ce înseamnă mult pentru noi și ceea ce înseamnă foarte mult pentru dezvoltarea comunei, pentru că aceste puncte gastronomice locale funcționează și chiar deservesc o parte mare din turiștii care vin la Vața și avem ce să le oferim turiștilor pentru a-și petrece timpul liber între, să zic așa, între două băi, să poată mănânce o plăcintă de casă făcută la Vața sau să mănânce un păstrăv la Căzănești. Este foarte bine pentru noi și plus că foarte îmbucurător lucru este că încă sunt tineri care doresc să mai deschidă puncte gastronomice locale. Ceea ce pentru noi ne bucură. Nu este greu și noi chiar ne dorim să-i ajutăm cât putem, pentru că până la urmă ei vor fi motorul economiei, să zic, din Vața de Jos, pentru că nu sunt foarte multe firme care își desfășoară activitatea pe raza comunei și un turism bine pus la punct îți aduce venituri, poate să-ți aducă niște venituri foarte mari, dar din niște venituri de existență pentru care muncești, ori muncești la o firmă, ori muncești pentru tine, este același lucru, dar parcă atunci când muncești pentru tine, este o altă satisfacție. Și cred că și pentru turiști satisfacția este foarte mare atunci când știu că consumă anumite produse din grădinile oamenilor, poate, sau produse care sunt specifice zonei. Da, noi la nivelul comunei Vața de Jos, acum suntem pe ultima 100 de metri cu înființarea unei cooperative la nivel de comună, care va aduna toate produsele pe care le au cei care produc, să zic așa, oficial sau care au proiecte și poate să-și vândă produsele, bineînțeles, într-un mod legal și organizat să le preia. Stațiunea Vața de Jos, complexul Vața Băi, este foarte interesat de aceste produse din zonă și și-ar dori foarte mult ca să poată să pună pe masa oaspeților produse locale. Iar de la fiecare în parte este destul de complicat, probabil, și pentru este destul de complicat pentru fiecare să-și aducă marfa, dar așa organizați într-o cooperativă și cu o mașină pusă la dispoziție de către cooperativă, ar putea foarte ușor să-și dezvolte micile afaceri și oarecum și turiștii ar fi foarte încântați să mănânce produse din zonă.
Pe de multe ori și noi căutăm atunci când mergem în orice zonă din țară sau chiar și din străinătate. Primul lucru, vrem să vedem produsele locului, să vedem ce mâncăruri specifice sunt acolo. La fel se întâmplă și aici. Este firesc până la urmă să știm ce mâncăm, de unde mâncăm și dacă mai și sprijinim acei mici producători, parcă satisfacția este și mai mare. Sunt mulți în comună care încă mai produc, poate au grădină, roșii, diferite legume, lapte, brânză și așa mai departe. Sunt o multitudine de produse până la urmă. Sunt câțiva producători care sunt autorizați să poată să-și vândă produsele, ceea ce ne bucură și eu cred că în viitorul apropiat, văzând că această cooperativă va funcționa, își vor dori mai mult să poată să-și valorifice produsele pe care le fac prin această cooperativă. Este greu un început pentru că la noi toată lumea, fiind într-o perioadă de comunism așa, înțelege greșit oarecum asocierea asta, o asociere care o cataloghează ca și cum ar fi un ceapeu, să zic așa, cum era înainte, dar este cu totul altceva. Dacă ne uităm în țările vestice și pe localitățile care își pot să-și pună produsele în valoare, sunt cooperative, pentru că doar singur nu o să poată niciodată să aibă același preț sau să aibă aceleași vânzări la marfă decât printr-o cooperativă și printr-o cooperativă bine organizată cu oameni locali care își vor dori să facă ceva pentru comunitate. Iar și prețurile la care își vor vinde produsele cu siguranță vor fi unele cel puțin decente, să spunem, pentru că de multe ori auzim producătorii că se plâng de acest lucru, că munca lor poate nu este plătită așa cum ar trebui și acest lucru îi descurajează pe unii dintre ei și da, este și firesc până la urmă, pentru că muncesc foarte mult pentru acele produse. Este foarte important că cei de la stațiune vor, de la complexul Fața Băi, vor să ia produse de la locuitori din comună și oarecum prin aceste să zic așa ce produc cei dezvoltă comună, ceea ce este important și pentru ei, dezvoltând micile afaceri, dezvoltă și comunitățile și asta cred că este cel mai important și pentru și pentru toată lumea are de câștigat până la urmă și da, turistul, și producătorii locali și cei de aici din stațiune. E normal să existe sprijin și să existe până la urmă și o deschidere inclusiv a administrației locale și pentru acești producători și pentru cei care au investit aici în stațiune. Trebuie să existe cumva un parteneriat între dumneavoastră și privat. Funcționează acest parteneriat? Bineînțeles că funcționează acest parteneriat, pentru că noi ne dorim să dezvoltăm comuna și ceea ce o putem face doar împreună. Nu putem fiecare pe partea lui să-și facă fiecare. Eu cred că o colaborare este foarte importantă pentru noi ca și OATE, să fim toți în aceeași barcă, să ne vedem fiecare oarecum ce putem face unii pentru alții. Noi ca și autoritate locală ne dorim foarte mult să colaborăm atât cu cei de la Complex Vața Băi, cât și cu producătorii locali și bineînțeles cu toți cetățenii, pentru că ajutându-i ne ajutăm pe noi până la urmă. Exact, trebuie să aveți deschidere și să vedeți foarte bine aceste lucruri. Renaște turismul în zonă, asta este clar, și știu că zona este una destul de ofertantă. Am mai povestit cu dumneavoastră de-a lungul timpului și îmi spuneați că sunt unele proiecte, unele idei pe care le aveți pentru a dezvolta și mai mult această parte a turismului, pentru că tot vorbim și se tot vorbește de turismul ca fiind cumva o salvare economică a multor zone din județul Hunedoara. Probabil că și la Vața este aceeași poveste. Da, aveți proiecte și gânduri și acum pentru... să vă spun că cel mai nou proiect pe care l-am implementat este acela cu masă sănătoasă la copii, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că putem să dăm o masă caldă la copiii de la școală. Poate că pentru unii este
singura masă importantă pe zi. Ne-am dorit acest lucru și de săptămâna aceasta chiar am reușit să-i dăm drumul. Este un proiect foarte important pentru noi ca și comunitate, pentru că atunci când copilul merge și mănâncă într-un cadru organizat, este benefic pentru sănătatea lor și mănâncă toți, nu doar unii, exact. Și alții din păcate poate nu au posibilitatea de a mânca. Din păcate nu toți au posibilități, dar având o masă caldă și mai ales pentru că cei care au câștigat licitația au fost cei de la complex Vața Băi, ceea ce ne bucură și mai mult, pentru că vă dați seama că acest proiect este destul de mare, iar ei, ca să facă față, au trebuit să mai angajeze câțiva oameni la bucătărie, ceea ce înseamnă că am mai oferit câteva locuri de muncă, bineînțeles, că am mai oferit câteva locuri de muncă, ceea ce este important pentru noi, 4-5 locuri de muncă în plus este important pentru noi ca și comunitate și este un lucru important pentru noi că aceste produse prin această cooperativă care vor ajunge până la urmă și pe masa copiilor. Adică este un ciclu care se repetă și deci care... Deci copiii mănâncă produsele din comună. Exact. Ce frumos. Da. E bine că s-a reușit acest lucru. Da, eu zic că este un proiect important la nivel de țară și cei care s-au gândit la aceste proiecte au fost foarte bine intenționați. Să sperăm că va fi un proiect trainic. Să sperăm, pentru că să știți că masa chiar este o masă sănătoasă și cei care produc masa nu-și permit să facă rabat de la calitatea mesei. Sunt copiii lor până la urmă, nu? Bineînțeles, sunt copiii lor și eu cred că o mâncare sănătoasă pentru copii este foarte importantă, pentru că vă dați seama, nu în fiecare zi va fi un alt fel de mâncare și în fiecare zi toată mâncarea aceasta se va face fără ulei, fără a fi prăjit, totul se va face în cuptoare, totul se face cu ulei de măsline sau cu alte produse, dar nimic cu ulei și nimic nesănătos. Să fie exact cât mai sănătos, pentru că tot vorbim de mâncare sănătoasă, mâncare bio, eco și așa mai departe, doar că nu facem prea multe lucruri. Iată că acest proiect vine să-i sprijine și să-i educe până la urmă pe copii, da, cum ar trebui să mănânce și sunt convinsă că vor merge acasă și poate își mai și trag părinții de mânecă. Nu fă așa, nu prăji, vreau la cuptor, lucru care este foarte bun până la urmă pentru sănătatea lor. Noi am fost una dintre comunele beneficiare al acestui proiect, pentru că nu toate comunele beneficiază de acest proiect. Pe această cale doresc să-i mulțumesc președintele Consiliului Județean, domnul Lorențiu Nistor, care a fost alături de noi și care ne-a sprijinit în acest proiect. Important, zic eu, pentru comunitățile mari și comunitățile unde se poate realiza aceste proiecte. Noi ne-am dorit de la bun început ca această masă să fie una sănătoasă și să dăm o mâncare caldă la copii, pentru că, sincer vă spun, alte primării, ceea ce nu mi se pare în regulă mie, ca și din într-o comună, să dai sandwich-uri la copii ca mâncare sănătoasă. Eu cred că ar trebui să revizuiască această opțiune primarii care au făcut acest lucru și să încerce să dea o mâncare sănătoasă la copii, nu un sandwich. Un sandwich, toată lumea poate să facă, dar un sandwich poate că nu este tot timpul o mâncare sănătoasă pentru copii. Da, și chiar ne spunea unul dintre primarii pe care am avut recent invitați că a fost alegerea părinților acel sandwich. Îmi amintesc că acum când ați spus, mi-am adus aminte de declarația. Eu nu cred că a fost, proiectele s-au derulat prin primării și eu nu cred că această opțiune este una sănătoasă, dar depinde cum îți impui și punctul de vedere, pentru că poate că unii părinți sau poate că unii profesori le e mult mai simplu să le dea la copii un sandwich decât să le dea o mâncare sănătoasă, pentru că vă dați seama ce înseamnă să le dai la copii să mănânce ceva într-o
caserolă sau le pui, să-i pui la masă și să mănânce, că să le dai un sandwich. Adică este un pic mai greu și pentru cadrele didactice. Și nu, eu... Și unii au ales varianta mai comodă, să spunem. Oarecum mai comodă. Eu consider că... Nu, eu vă spun sincer, și la noi au fost aceleași discuții. Și eu mi-am pus punctul de vedere și am spus nu, vreau să dau o masă sănătoasă la copii, vreau să le dăm o masă caldă, ceea ce este important pentru ei, și să le dăm la o oră la care copiii mănâncă. Pentru că, sincer, vă spun și la noi, le dăm masă la 1:30 când pleacă acasă. Pentru ce să le mai dăm masă când pleacă acasă copiii? Adică mi se pare normal să le dai la copii masă la 10 când mănâncă. Adică așa e normal să procedezi într-o comunitate. Poate că chiar pe unii părinții super sau poate cadrele didactice, dar până la urmă trebuie să vedem ceea ce e bine pentru copii, nu neapărat ce vrea unul sau ce e mai simplu. Că ce e mai simplu poți să faci, totdeauna, da. Nu totdeauna e bine exact. Să faci acest lucru. Important este că pentru unii, cu siguranță, acea masă caldă poate este singura din zi pe care o consumă și atunci e cumva varianta cea mai potrivită pentru ei, acea masă sănătoasă, caldă, pe care reușiți să le oferiți. Mai puțin în zilele de weekend și vacanță, evident, pentru că atunci... Pentru noi a fost foarte important că Complex Vața Bei a câștigat licitația și dă mâncare la copii, pentru că vă dați seama, Complexul Vața Bei este peste drum de școală, ceea ce înseamnă că în câteva minute masa ajunge de la cantina sau de la bucătăria Complexului Vața Bei la școală, adică în 3 minute cel târziu ajunge pe masa copiilor, în 5 minute, să zic așa. Ceea ce este foarte important, pentru că atunci când vă dați seama că toată mâncarea este pregătită de dimineața, în fiecare dimineață se pregătește această mâncare, ceea ce înseamnă că este chiar o mâncare sănătoasă pentru copii. Și mă gândesc că sunt destul de multe porții, sunt destul de mulți copii care beneficiază. Avem peste 220 de copii care mănâncă, de la cei mici până la clasele a 8-a, adică... Și toți. Da, toți. Avem câteva excepții care, pe motive religioase, nu mănâncă, să zic, carne de porc, sau avem câțiva, doi copii care nu vor să mănânce. Nu vor, nu vor. Acum nu poate o școală întreagă de 200 de copii să, pentru că familia respectivă nu vrea să-i lasă pe copii să mănânce. Nu vor să-i lase... Noi lasă să mănânce, asta este, ce să facem? Nu sunt putem. Și astfel de situații, bun, pe criterii religioase, să spunem că înțeleg. Am înțeles, pe criterii religioase, exact. Adică nu mănâncă carne de porc, ok, e o porție care nu mănâncă carne de porc, dar corect. Nu înțeleg, 2-3 copii care nu mănâncă copii, că mănâncă. Nu i-am înțeles niciodată și culmea că sunt niște familii care sunt venite în comună, adică nu de la noi din comună, care au venit, s-au stabilit aici și ei vor să ne impună regulile lor. Adică noi trebuie să ne impunem și noi regulile noastre, dacă vor, îi acceptăm cu mare drag, dar până la urmă când te duci undeva trebuie să accepti ceea ce este acolo. Nu poți să vii tu să-ți impui regulile tale că așa vrem noi, unii. Și până la urmă vorbim de niște copii. Adică vorbim de 2-3 copii, nu că acei copii n-ar mânca. Deci vă rog să mă credeți, copiii ar mânca, dar nu-i lasă părinții. Adică e o familie care nu înțeleg. Adică nu înțelegem, nu... Da, e păcat pentru că, așa cum spuneați, e complicat pentru acei copii, probabil, să fie puși în această situație. Toată lumea mănâncă acea masă caldă, ei nu. Este o situație destul de delicată, să spunem. Proiectul va continua și asta e. Dacă vor să se plieze pe ce avem noi, bine, dacă nu... Da, până la urmă, fiecare își ia decizii pentru ei și este firesc să se întâmple acest lucru. Din fericire, încă mai aveți destul de mulți copii aici în comună și știu că ați reușit să faceți unele proiecte și pentru școlile, pentru școala de aici, pentru sport, pentru că aveți și partea aceasta sportivă și v-ați implicat și pe această latură. Da, noi avem o activitate sportivă bogată la Vață, să zic, ne putem mândri cu acest lucru. Eu cred că poate sunt orașe care nu au atâta activitate sportivă cât avem noi la Vață, pentru că avem 70 de copii care sunt legitimați la clubul sportiv Pănărul Vața, la fotbal,
avem vreo 30 ceva de copii care sunt legitimați la clubul de Kyokushitsu Karate, la Vața, ceea ce este foarte important pentru noi. Avem echipă de fete care joacă fotbal, avem echipe de toate vârstele și este important pentru copii că fac sport și poate că și pentru părinți că își mai lasă grijile deoparte și atâta timp cât copilul joacă fotbal și ei uită de grijile de zi cu zi și își susțin copiii la activitățile sportive. Și cresc sănătos acești copii din toate punctele de vedere. Da. Dacă practică un sport, orice sport până la urmă, te dezvolți din toate punctele de vedere. Da, este foarte important. Și părinții își mai știu copiii și în siguranță. Măcar câteva ore știu că exact. Ei sunt bine acolo unde sunt. Și vă dați seama că în ziua de astăzi vedeți cum sunt atâtea gadgeturi care le atrag atenția copiilor. Ori atunci când copiii merg pe un teren de fotbal sau pe un teren de sintetic să joace un fotbal, este cu totul altceva. Adică mintea lor este în altă parte, nu tot timpul la tabletă sau telefon. Să nu mai vorbim de alte vicii, să spunem, care sunt întâlnite destul de des în foarte multe școli, foarte multe comunități și atunci își iau cumva gândul de la posibile. Da, și la noi a fost vicii. Așa o chestie de bulgăre de zăpadă, să zic așa, pentru că am început cu mai puțini copii, au crescut din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai mulți vin și înseamnă că foarte mulți copii vin atrași unii de alții, pentru că e cea mai bună reclamă. Colegul meu de ce face? Eu nu pot să fac. Ba da, important e să facă sport, nu toți vor ajunge sportivi de performanță sau... Dar e important să facă un sport în activitățile astea sau în perioada școlară, pentru că îi dezvoltă, cum a zis și dumneavoastră, într-un alt ritm. Ați reușit să schimbați puțin și fața a ceea ce înseamnă clasele, sălile de curs, pentru că aici își desfășoară activitatea bună parte din timp și dascălii și profesorii. Ați reușit să aduceți fondurile necesare pentru a reabilita parte din școală, pentru a dota sălile de clasă? Da, sunt multe proiecte pe care școala le-a câștigat, să le pună în valoare. Ne dorim să depunem mai multe proiecte pentru școală, pentru a se dezvolta într-un ritm cât mai aproape de cel de la oraș și sunt foarte multe proiecte pe care le-am câștigat la școală. Nu știu să vă spun toate acum, pentru că sunt multe care le-au implementat ei și noi am pus cu masă cale. Noi am sprijinit cât am putut, da. O să schimbăm acum cu mobilierul din clase. Tot mobilierul se va schimba în toate clasele. Este un proiect pe care l-am câștigat noi ca și comunitate pentru copiii noștri. Sunt importante toate facilitățile până la urmă pe care le creați pentru comunitate, indiferent de vârstă, că vorbim de copii, vorbim de adulți. La fel de important este, cum spuneați, de gaz puțin mai devreme și apa, canalizarea sunt cumva factori decizionali atunci când vine vorba să ne achiziționăm poate un teren sau o casă undeva. Din acest punct de vedere ați reușit să introduceți, să finalizați cumva tot ce ține de rețelele de apă și de canalizare? Da, pe rețelele de apă am încheiat un proiect pe PNDL de extindere de apă în câteva sate din comună. Acum suntem în pragul de a recepționa această lucrare. Avem un proiect foarte mare pe extindere de apă și canal în comună Vața de Jos, să zic, cel mare proiect din județul Hunedoara, 47 de milioane de lei. Este un proiect mare, ambițios, pe care îl vom semna cel târziu în 2-3 săptămâni, pentru că a fost necesar să scoatem toate avizele la acest proiect, pentru că s-a schimbat un pic metodologia, n-am înțeles de ce. Am stat cu el un an de zile,
am așteptat să îl semnăm și după aceea ni s-a spus, pe știți, trebuie să scoateți toate avizele. Am pierdut un tempo foarte în acel mare, timp, practic, da. Ați fi putut să rezolvați exact, problema adică avizelor noi puteam și deja acum să ne apucăm de proiect, dar treaba. Asta a fost și un motiv pentru care eu am fost foarte supărat pe cei de la București, pentru că oarecum era și interesul lor să facem acest lucru și... Cumva și asta v-a determinat să da, oarecum, treceți de partea da, celor de la oarecum, PSD? Adică nu pot să vii după un an de zile, păi n-ai făcut nimic primare, ce să-ți fac, să scot eu avizele? Păi te-a adunat să un an și ceva, nu ați putut să-mi spune să scot toate avizele, pentru că eu le-am scos toate avizele. Acum suntem la mediu și la cum apele române. Cum ați făcut-o române. Acum, ați fi făcut-o și în exact, urmă cu bineînțeles. Un an și adică, lucrurile ar fi mers mult mai repede. Ar fi mers mult mai repede, eram poate cu proiectul... aproape de finalizat aproape sau de măcar finalizare, la jumătate. Poate nu, dar un 20-30% sigur era executat din proiect, pentru că este un proiect mare cu două stații de depurare făcute de noi, adică vor fi făcute de la zero, extindere, canalizare și apă pe încă 3-4 sate. Este un proiect mare. Și am câștigat un proiect acum pe AFM, pe încă două sate, pe canalizare, pe un proiect nou. Deci care urmează în următorii 2-3 ani ar trebui să fie totul pus la punct și din acest punct de vedere. Da, sau mai rapid? Da, nu, ne dorim să putem să facem un lucru de calitate, pentru că asta este cel mai important, adică nu ne dorim să facem ceva doar ca să facem, ne dorim ca ceea doar ce urmează facem. Campania electorală, nu? Cum mai spun unii, acum toți primarii au început, fac, sapă, astupă gropi, e activitate intensă. Eu consider că dacă 4 ani ai făcut nimic, dacă vii, poate că mai poți să-i prostești pe oameni, dar chiar pe ultima 100 de metri, adică dacă nu faci 4 ani nimic, nu știu, cu ce poți să vii în fața oamenilor, să spui, am făcut în 2 luni asfalt, am pus, nu. Nu mai funcționează asfaltul electoral? Eu așa consider că nu funcționează asfaltul. Am dorit după aceste proiecte să pot să asfaltez o parte din comună, pentru că vă dați seama, toate drumurile sunt sparte, sunt... gropi sunt. E firesc până la urmă, e firesc până la urmă, adică prima dată trebuie să faci gaz, apă, canalizare, este normal să trebuie să faci deranj. Se întâmplă asta așa. Este, nu putem să facem, adică și acasă dacă vrem să zugrăvim ceva. Important este să aveți proiectele pregătite exact. Pentru asfaltarea de după aceste lucrări, pentru că nu puteți să-i țineți pe oameni încă 3-5 ani fără asfalt. E clar că nu se poate întâmpla. Se poate întâmpla în unele zone, dar nu este normal să fie așa. Da, eu, cum v-am mai spus, aceste lucruri trebuia să înceapă mult mai demult și consider că trebuia să înceapă cu apă canal și nu cu asfalt sau cu altceva. Deci apă canal, gaz, trebuiau toate utilitățile implementate prima dată în comune și după aceea să face altceva, adică da, unii spun, păi i-am lăsat la mâna primarilor, dar nu e normal să le rămână primarilor, trebuie să le impui și primarilor, adică nu poți să faci numai asfalt și după aceea să vii să-l spargi, adică sunt primari care gândesc și sunt primari care fac numai așa că trebuie să facă. Așa să fie făcut, exact. Exact. După aceea vii și spargi totul ca să, măi, normal că oamenilor le convine că atunci când au un asfalt la poartă să le spargi asfaltul, să le bagi gazul sau apa sau canalizarea. Este un deranj pentru fiecare acest lucru, dar până la urmă asta este trendul, aici asta este viitorul și nu avem ce să facem. Da, dar uneori iată că și primarul se poate impune dacă într-adevăr are o logică a lucrărilor și poate să spună nu sau da, facem așa sau nu facem așa. Da. În anumite situații, bineînțeles. Și primarii, dar eu cred că trebuia de la centru să se impună aceste reguli, pentru că... Păi uneori dintr-un birou, știți dumneavoastră, lucrurile nu se văd la fel de bine precum le vedeți dumneavoastră, care luați la pas toate străzile din comună, care știți ce înseamnă aceste avize, care știți ce înseamnă lucrările în teren. Din birouri de obicei lucrurile se văd altfel și cred că știți foarte bine acest lucru. Da, din păcate așa este. Da. Ce să facem? Trebuie să mergem înainte, nu putem să mergem înapoi.
Da, și asta își doresc oamenii, în primul rând, să vadă că sunteți alături de ei până la urmă, pentru că ei sunt cei care, odată la 4 ani, își aleg reprezentantul și au mari așteptări. Și cred că asta ați simțit-o și dumneavoastră. Da, normal că oamenii au multe așteptări și noi avem la fel de multe așteptări, adică ne dorim să facem ceva. E așa ca o piramidă, nu? A așteptărilor, bineînțeles, cumva. Eu cel puțin așa gândesc, adică mi se pare normal că dacă sunt primarul comunei să îmi dau tot interesul să fac ceva pentru cetățenii comunei și consider că asta este lucrul cel mai important în comunitate. Primarul să încerce să facă ceva pentru comuna respectivă, pentru că nu poți să fii acolo doar la primărie să zici că ești primar. Trebuie să faci ceva pentru cetățenii comunei unde ești alei sau orașului. Sau. Dar asta înseamnă probabil foarte multe ore de muncă, asta înseamnă că primarul nu are un program de la 7 la 3 sau la 4 și înseamnă multă implicare. Bineînțeles că primarul este non-stop, adică de serviciu are un telefon 24 din 24, se poate întâmpla orice, Doamne ferește, pentru că vă dați seama că sunt fenomene naturale care se pot întâmpla, sunt multe chestiuni care se pot întâmpla, dar eu consider că atâta timp cât îți faci treaba, eu să știți că nu pot să zic că sunt foarte stresat de cetățeni cu telefoane sau așa, nu, atâta timp cât îți faci treaba, toată lumea vede acest lucru și bine, mai sunt probleme, mai sunt, că vă dați seama, într-o comună cum suntem noi cu 13 sate, cu o comună așa de mare ca întindere, tot timpul apare câte ceva, în fiecare sat trebuie să faci câte ceva, e normal, sunt sate unde am făcut 10 de kilometri de drum în coastă, unde nu aveau acces oamenii la terenuri, erau vai și mari, adică mergeau pe jos, acum merg cu mașinile în terenul respectiv, pentru că vă dați seama că acești cetățeni au acolo o fermă sau au animale și dacă noi nu-i ajutăm să le facem drumurile respective, ce fac? Adică noi trăim într-un secol al vitezei, nu mai putem să zicem, plec dimineața, mă duc până la deal să văd ce fac animalele, vin de seară. Nu mai putem să gândim așa, adică trebuie să gândim să facem totul mult mai rapid și cât mai eficient să fim, pentru că poți să faci mult mai multe într-un timp scurt, dar dacă le lăsăm așa, nu putem să le facem. De aceea, în urmă cu aproape 3 ani de zile, am achiziționat un excavator care mi-a fost de mare folos. Nu mie, cetățenilor din comună, pentru că am avut câteva sate de munte unde chiar și-a făcut treaba și unde am făcut 10 de kilometri, credeți-mă, 10 de kilometri de drum. Ceea ce este important pentru ei. Practic v-a scos investiția în acel utilaj, nu? La cât de multe lucrări. Investiția am scos într-un an de zile. Adică dacă închiriam un utilaj, într-un an de zile era amortizat utilajul. Da. Am închiriat și un bulă excavator nou. Avem toate utilajele. Noi ne dorim să facem cât putem noi cu utilajele primăriei și cu oamenii primăriei, pentru că este important să ți le faci și la costuri mult mai reduse decât să plătești o firmă care să vină să-ți facă aceste lucrări. Credeți-mă că am plătit și firme care să ne facă lucrările și o trebuie să le facem noi din nou. Adică suntem... Și banii a trebuit să-i dați, că... Banii au trebuit să-i dăm, da. Era un contract, probabil, pe care trebuia să-l respectați și dumneavoastră, dar și ei, adică... Atâta timp cât faci tu pentru tine, gândești să ți-l faci cum trebuie. O firmă care vine și face cum face și pleacă. Și ia banii și pleacă. Și ia banii și pleacă. Adică, nu că nu respecte contractul, dar știți cum e complicat. Altfel gândești tu să-ți faci pentru tine ca și cum vine o firmă să-ți facă. Adică sunt mici detalii care contează. Adică care nu este un diferența. Șans, care nu este exact. Scos apa de pe drum. E complicat cu firmele. Băieții mei sunt foarte receptivi atunci când foarte vine vorba și de foarte muncitori, da. Foarte muncitori. Eu chiar sunt foarte
mândru de ei, așa, să zic. Că, e bine că v-ați conturat, da, o echipă care până la urmă își face treaba și înțelege care sunt și necesitățile până la urmă. Ultimul minut din această emisiune, veți candida pentru un nou mandat. De ce? Asta e întrebarea. Vreau să candidez, să continui proiectele, să le duc la bun sfârșit. Consider că eu am făcut ceea ce trebuie pentru cetățeni și pentru comuna Vața de Jos, pentru că de când am venit eu s-a deschis stațiunea Vața Băii, avem foarte multe proiecte care se implementează și consider că trebuie să mergem împreună mai departe. A început bătălia în comună cu contracandidații, care este atmosfera? Eu îmi văd de treaba mea, nu consider că am un contracandidat, adică nu poate să vină cineva să-mi spună că eu nu am făcut. Atâta timp cât eu am proiecte, fac în continuu, poate să vină oricine să spună ceva, dar eu îmi văd de treaba mea și nu, oricum nu vreau să intru în nicio polemică cu niciun contracandidat, pentru că chiar nu am de ce. Deci veți aborda campania electorală într-un mod civilizat și calm, să înțeleg. Da, tot timpul și în cealaltă campanie, eu tot am așa, am avut o campanie electorală curată, nu îmi doresc să agresez pe nimeni, nu îmi doresc să răspund la toate provocările, deși cineva poate să te acuze de orice, dar trebuie să și ai argumentele că vii cu ceva care să faci ceva, adică poți să vii, nu, vreau la primărie, dar de ce vrei la primărie? Adică trebuie să vii, să spui, am proiectele astea, le fac, le dreg, le... Așa că să vii numai că vreau la primărie, da, corect, da, poți să vii. Este dreptul lor să vină să-și încerce norocul și din acest punct de vedere. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că ne-ați spus parte dintre proiectele și viziunea pe care o aveți pentru a dezvolta comunitatea pe care o reprezentați. Mult succes vă dorim! Da, mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!